cetățenii așteaptă de la dumneavoastră, de la fiecare procuror, ceea ce în fond așteaptă și de la fiecare om politic. Adică profesionalism, seriozitate, integritate, decență publică. Decență publică. Asumarea și a celor bune și a celor rele, onestitate, nu? Și până la urmă, eficiență. Cred că asta așteaptă toată lumea de la noi și cred că cel mai important lucru, dincolo de orice parametru și de orice evaluare, este autoevaluarea, nu? În oglinda în care ne privim fiecare seară sau dimineață, spunându-ne dacă am putut să facem tot ce era de făcut într-un context dat. În aceste zile, Parlamentul dezbate proiectele de lege ale justiției. Vă fac o prezentare a lor, de parte de mine gândul, am făcut-o în nenumărate situații. Vă spun doar, aici de față cu conducătorii dumneavoastră, că în ciuda proceselor de intenție care s-au făcut Ministerului la inițierea acestui demers, nu am avut nicio clipă închis dialogul cu Ministerul Public, cu conducerile parchetelor, inclusiv parchetele specializate. Nu am trecut la sesizarea Guvernului până când nu ne-am asigurat că cel puțin în propunerile esențiale, dar eu spun că am depășit această marjă a propunerilor esențiale, soluțiile din proiect sunt soluții îmbrățișate și de către Ministerul Public la modul general, prin reprezentanții săi, fără îndoială. Fără a avea pretenția că aceste soluții, mulțumesc pe fiecare dintre dumneavoastră, e greu de construit un astfel de proiect, nu cred că de altfel e posibil. Dar, noi, atunci când am redactat aceste proiecte, ne-am propus și cred că ne-am atins obiectivele de a asigura independența procurorului, de a asigura cadrul pentru continuarea luptei anticorupție și anticrimă organizată, de a asigura premisele pentru un act de justiție la modul general, de calitate și eficient, de a aduce mai multă coerență în Ministerul Public, mai multă responsabilitate pentru conducătorii din Ministerul Public, pentru că atribuții în plus înseamnă și responsabilitate în plus, de ce nu mai multă disciplină, rigurozitate procedurală, respectul garanțiilor și drepturilor omului trebuie să fie și știu că este pentru conducerea Ministerului Public, a parchetului și sper eu pentru fiecare procuror o condiție a funcționării, a exercitării profesiei,